Salutare băiețicii, băiețoaicele, coleguții, colegoaicele și bine v-am găsit la un nou vloguleța. Ia să vedem, cunoașteți locația, în partea stângă avem una bucată, Lucocoil. Oare unde suntem la parcare? Oare unde? Oare? Bineînțeles că dacă e Iași, bineînțeles că dacă e podul Iloaiei, bineînțeles că e frații Simpson. Samson. Să aici la pauzică, mă băieții, imediat... Terminăm pauzica și o dăm pe Pichecuță, mergem la Bacău să descărcăm, mergem la Târgu Neam să descărcăm. Avem aici în față una bucată găgică care mi-a făcut cafeluța în dimineața asta. Da. Bineînțeles că dacă vreți să parcați în zona asta de Iași, zona asta de Moldova, vă recomand parcarea asta cu fast food de la frații Samson. Mergeți acolo în spate unde plătiți parcare sau cu domnul, că-s doi și seamănă frații, și spuneți că v-o trimis Miciulică, e ce trebuie, m-a ajutat și pe mine și pe el. Și aici să vin să parcați, aveți camere din supraveghere, aveți mâncărică, aveți duș, aveți, care noi nu pe le avem pe țară, deci o recomand. Când mai mă întorc, mi-a dus și drona și facem o filmare de aia pe deasupra să vă arăt că e destul de mare parcărica. Din păcate, e momentan nu e asfaltată, dar o recomand, că e mișto și vorba aia găsești la orice oră parcare. De îndată vă țipă cap și eu dăm pe Pitecuță mai departe, frații mei, să vedem pe unde duc drumurile astăzi. Pune eu ce drumul, pune eu ce tirul. Bun, dăm aici frumos, ia, avem 16 ore de pauză, am dormit, din a rupt în două. Am dat frumos sara inițial. Dăm aici o reglare de axe. Că, având în vedere că nu-i semi-remorca, un pic, încă un pic. Bun, având în vedere că nu-i semi-remorca acestui cap tractor, că e o semi-remorca veche, atunci un pic nu-mi place cum, cât de aproape rulează axa trăgătoare, la ce distanță rulează de semiremorcă și de obicei le salt un pic de spate. E ilegal, știu, da? N-ai ce face. Bun, ieșim frumos înspre podul. Trebuie să mă duc un pic mai dimineață, nu m-am dus. A fost pauza scurtă, 16 ore. E aici, Popas Samsons. Aici e parcărica, aici e fast food-ul. Aveți meniul zilei, la meniul zilei aveți cafeluță gratis. Dăm aici frumos un mulțumesc. Și eu dăm pe Pitecuță mai departe. Funcționare defectuoasă, lumini de zi. Ce ai făcut, mă, băiatule, mă? Da, mă, băieții, a doua săptămână pe țară, Tracker Life, Tracker Romanian Life. Suntem la fel de ghinii dispuși în continuare. Văd că avem parte numai din Moldova, cum spune un tovarăș aici după canal, cineva mă iubește aici. De mă trimite tot la moldoveni.
Da, voi știți că am o părere foarte bună despre moldoveni, îmi plac oamenii harnici și n-am nicio problemă că au venit aici. Dar am ajuns-o pe colega care ne-a făcut cafeluța. Oh, am uitat să cuplando centura. Scaunul ăsta din dreapta, dacă nu-i ridicat sau nu-i pusă centura pe ăsta e... Da, acum e vorba despre mine. Ce blegâs, ce blegozaurâs. Gata, în cuplă și cintură? Adevărat? Da, măi, fraților, mă, vibe-ul la fel de... Am depășit limita de viteză, acest DAF cu a lui cameră de identificare a indicatorilor, a vitezei de pe indicatoare. Mă, tot ceartă, ia să vedem, îl vede pe ăsta aici, cum că se termină 30-ul. Deci avem aici 30, când trecem de el ar trebui să-mi arate că s-a terminat. Ce-ai făcut, bă, nene, bă? Ai rămas la 30, bă, nene, bă? Sau poate rămâne până vede următorul cu 50? Hai că verificăm. Da, mă, fraților, mă, de când aici nia cu semaforele astea? Sau nu știu ce se întâmplă aici, să montează semafore sau urmează să monteze. Să lucre la ele, nu știu, zua jale aici. Am prins ieri ca de exemplu pe venit în coace și de vreo lună jumătate, încât am înțeles ține schema aici la podul Iloaiei. E jale, fraților, să faci o aglomerație. Deci vine să plângi. Am prins până la... până dincolo de Budăi, Codă, pe venit în coace. E jale tozaur, nu altceva. Hei, ba! Domnul polițai! E la poliția locală. Mai avea două treceri de drum la viteza aia și acolo era. Pe călcâie fugea omul. Da. Ăsta-i sunetul când depășești limita de viteză. Ai posibilitate de a-l reduce la tăcere. Deci LDWS, adică funcția aia să nu calci linia și să nu părăsești banda, dezactivat. Overspeed zones dezactivat. Restul îl lăsăm activat. Este două. Mie nu-mi petrebe. Hai să facem, uite, o jumechirie, să lăsăm pe prietenul cu Mercedes-ul, că și el ne-a lăsat să ieșim. Și mă, l-am văzut pe Joey, mă. Hai, mașina în stație, mă. Ați văzut camionul cu Joey pe partea aialaltă? E camionul ăla care... camionul cu blonda, vecina noastră de la TTA. O trecut pe sex opus. De fapt, și prin urmare, noi am venit din nou la Moldovenia, aici avem de făcut, am avut 3 livrări în Iași ieri, am plecat la 12 noaptea, duminică spre luni, și atunci știți voi că, știți voi ce poamă de om, că e momentul în care bag noaptea zua, nu mai pun camera pe cap, că nu am nicio vibe, nicio nimica, și practic ieri n-am creat nimica, deși am avut două locații destul de dubioase. Asta e, o trecut. Astăzi vreau cu mine la Bacău, la Târgu Neamț. Iar după asta ducem camionul ăsta la vopsit, la fel ca și pe celălalt, și luăm pe celălalt gata vopsit. Mergem acolo la băieții, tovarășii noștri la Fălticeni. Mi-au trimis băieții filmare că e pregătit camionul, mă așteaptă gata, ăla ce l-am dus săptămâna trecută, ăla cu care am filmat cu Demand Driver, și ducem altul identic nou-nouț la vopsit. Deja avem 3200 km, o să avem 3500, 3300, 3400 pe când ajungem, fiindcă rulăm. Da, băieții, o dăm spre Roman și mai departe la Bacău,
din date ce îmi beau și eu cafeluța și mă desmeticesc cum trebuie, vă țăpă fratele vozeară pe cap și vedem ce mai facem astăzi. Da, Mirciulica cel neserios, nu v-am luat tot drumul plicticos până aici la Bacău. Am descărcat pe cealaltă parte de Bacău, am pe asta la altă parte de Bacău. M-am întors în partea dinspre Roman, cum am venit eu. Și acum se gata centura, practic m-am dat jos pe autostrada centurii Bacăului, unde vii Rachetozaur. Și acum mergem, practic eu de acolo am venit, dinspre Roman, și am o lăntăt înainte, fiindcă schimbăm în direcția și mergem la Târgu Neamț aici. Mergem să efectuăm una bucată livrare la Târgu Neamț, chiar într-o zonă industrială, acolo lângă Reare, pentru cei care, bineînțeles, că voi cunoașteți zona. Am o foame în glandă de... A început stomacul să mânce din intestinul subțire și în ăla gros și din toți băieții de acolo. Nu mai văd bine de foame. Am retur de doi paleze aici, nu i-am descărcat, fiindcă nu i-o convenit, frate, clientului, că era lipit o etichetă păstă un cod de bare și ca să vezi pentru ce s-au făcut retur de doi paleți. Asta e. Ce nu schimbă, dar schimbă, mă, băiatule, bă. Bun. Are pe bucata asta, eu încă nu am fost pe aici, de la... Wow, ce dig este aici în față, bă, băiatule, și eu nu am știut. Practic, eu n-am fost pe bucata asta cuprinsă între Bacău și Târgu Neamț direct. Acum am dus prima dată. Aici văd că este în colțul lui Bacău una bucată dig, cu un lac de acumulare foarte interesant. Avem, văd că acolo în față, și un viaduct peste care vom trece pe ăsta gârla ce iasă din lacul de acumulare. Interesant. Nu știu încă ce facem cu paleții ăștia. Urmează să fie anunțat de domnul dispecer Cătălinus. Și după aia merem să ducem camionul ăsta la Voxât. Merem la Voxât, lăsăm camionul la Voxât, luăm alt camion și merem și încărcăm de la Vatra Dornei. Da. Bineînțeles că opus de astea să nu vedem, să nu belim ochii. Să vedem numai gârla ce iasă. O, și ce splendoare de dig e aici. Băga mea și gura mea încă în arhitectul ăla care a calculat asta. Trebuie pusă din cocinul acolo. Of, of. Ce ciudă mie. Da. Și am un numai văd gârla. Bă, băiatule, ce nervi mi-au făcut ăștia cu viaductul lor. În fine. Când ne apropiem acolo de... Piatra Neamț. Vă țipă, fratele vă, smiciulică, again în cap. Astăzi băgăm și o filmare cu drona, prima, pe canal. O să găsesc un loc undeva unde să mă amplasez să fac o filmare, așa, stângace, ca fiind prima, dar vă promit că mă învăț și o să tragem după aia niște filmări șmechere de ai de foioioi, știi cum zic? Așa. Hai, faceți unul în coace să pot să ies și eu. Haideți, mă, băieți, mă. Nimeni nu vine spre... De unde am venit eu? Acum. Acum e momentul. Acum am plecat. 54 km până la Piatra Neamț. E și tur, Dani, de aici cu indicatoare. Da, cu traseu pe Borsec. Și știu unde duce drumul ăsta, dar nu am fost pe bucata asta până la Târgu Neamț. Nu contează ce am boxează, dăm drumul la Waze. Încă n-am dibuit device-ul ăsta, trebuie să fac un clip scurt. Poate ne ajută cineva cum putem să fentăm sistemul, că nu acceptă, de fapt, nici Waze-ul, nici Google-ul să-l proiectăm aici. Google Earth-ul și mă înmers, că ne eliberez frâna de mână, ieși din... Ne taie gazul cum ar veni și-s curios cum se poate face o manevră să putem utiliza aici display-ul ăsta, că mă disperă. Băgam iași gura în softul de la DAF și cine a făcut chestia aia. S-a pus aici o chestie care nu o poți utiliza și e foarte necesară, bineînțeles, să spui aici Google-ul. Că atunci ce rost mai are să poți spune o hartă pe care nu poți afișa nimica. Da.
Da, mă, băieții, bă. Nu-i bine, mă, nu-i bine, mă, că m-am dus lângă Târgu Neaz, mă, și noi acolo avem livrare, mă. Tăi lângă Târgu Neaz, mă, dar pe altă parte, mă, la Turturești, mă. Mi-a trecut așa pe CMR-ul, sediu social, mă. Și eu nu acolo trebuie să ajung, mă, că eu trebuie să ajung la un depozit de-a lor, mă. Ți-ai, mă. Da, bine că e aproape. E bine. Dar nu. Rachetă, 20 km. Într-o altă direcție, mai ne rapid, țăpăm ultimul pale jos. Și după ce țăpăm ultimul paletone jos, ață, într-un loc șmecher, lângă Târgu Neamț, șmecher, adică șmecher, șmecher pentru ce vreau eu să fac, un loc părăsit. Unde o să tragem o filmare cu drona, mă, băieții, mă, să filmăm camionul de sus cu drona. Șmecherie, nu? Să vedem cine iasă. Așa ca ideea, mă, fratele meu, ăsta care vizualizez pe partea aia alta ecranului. Dacă vrei să fii alături de fratele tău, te rog frumos, bagă butonașul de like. Bagă și un comentariu aici, că ajută foarte mult algoritmul. Algoritmul de la YouTube. Bagă și o distribuire pe rețea, ceva rețea de socializare, fiindcă, bineînțeles, la fel de mult mă ajută și lucrul ăsta. Și atunci ești fratele lui Mirciulică. Am terminat, mă, băieții. Exact în locația unde am fost și săptămâna trecută și am terminat așa, mă, și ne-am întâlnit cu doamna în drive și așa mai departe. Exact aici am terminat și acum. Exact așa ne-au tensionat și atunci viteza, fiindcă era un camion la fel, din nou nouț. Eu dăm frumos pe piticuță, deși am zis că ne vedem în dronă pe cadrul următor. O să ne vedem decât pe următorul în dronă.
No, dragi colegi și coleguțe, colegi și colegi, oaice, precum ați văzut, în chiar după dronă am făcut rocada, măi, dragilor, și am luat camionul cel nou vopsit. Ăsta e nou din capăt până în față și din față până în capăt, atât semiremorcă cât și cap avem. Nici nu împliniți 3000 de kilometri, avem 2900 în acest moment. Băieții de la vopsitorie au făcut camionul curat și înăuntru, l-au spălat și pe din afară, ștoc. Altceva, mă, băiatule, mă, parcă prins suflet, mă, băiese, mă, dacă acum au luat culoarea lui oficială, culoarea Evan Vaic, roșu, galben și albastru. N-avem stație să vorbim cu coleguți dacă ne întâlnim. Asta este. În acest moment merem rachete la Vatra Dornei, unde o să încărcăm în această dimineață, care ea va urma, o să încărcăm apă, măi, dragilor, pentru Cluj, Napoca, cred, nu știu. Ultima dată am încărcat de acolo pentru Cluj, chiar săptămâna trecută, după ce m-a luat colegul la ocazie exact de aici, de la intersecție la Spătărești, după ce am lăsat camionul, cum am început de schimb camion după camion. Am plecat exact la Vatra Dornei să încărcăm apă pentru Cluj, Napoca. Și acum facem de asemenea, eu dăm pe pitecuță, ne prinde sara, pe când ajungem acolo. O să avem cel mai nou camion din parcare și cel mai frumos, bineînțeles. De fapt, cursa asta prin toate parcările prin care am fost cel mai nou camion, care erau șansele să mai fie altcineva cu un camion de 2-3000 de kilometri. Deci ai un vibe, wow, bombă rău. Bun. Sper că vă place și cum mă descurc cu drona, fiindcă sunt între primele filmări. Sper că vă plac. O să le facem din ce în ce mai diversificat. O să filmăm manevre din ceruri, că ăsta e secretul dronei, că poate să urmeze. E o dronă mai mișto decât una clasică. Și ce să zic, mai, dragilor, nici nu știu, ne mai vedem astăzi, nu ne mai vedem astăzi. Că ne vedem numai mâine, în drumul nostru frumos de mărți către Cluj. Cine știe, poate că. Depinde pe la ce ore plecăm, la noapte, după ce încărcăm, sau așa mai departe. Dacă mai prindem vreun colț de munte, poate mai facem niște filmări cinematice cu drona, cine știe. Vedem! Dragi tovarăși! Minte nașă stin la Iacobeni! Unde avem spotării de la Iacobeni! Avem pănuțul cămătaru, Sebinuțu! Am un coborul mestecăniș și am mai avut deasupra pe mestecăniș și un boys. Habar n-am, că nu știu cine îi tovarășul de pe mestecăniș, i-am dat flash. Nu m-am pregătit ca să pregătesc GoPro-ul să-l filmez și eu pe el. Și atunci o să-l descoperim, probabil pe TikTok sau pe story. Punem pe mașină soft, din 5 ar fă să-i dea 8, să oftic lumea de tot. O să aibă parte tovarășul nostru de cea mai rapidă trecere, fiindcă deoarece și prin urmare suntem foarte grăbiți. Și în cazul ăsta eu dăm pe piticuță. Iată, aspanoși. I-ați văzut panoștii spotter? Normal că i-ați văzut.
potării de la Iacobeni. Da, bă, băieții, direct următoarea zi, mă, băieții, mă, am încărcat de dimineață la 6:30. Am vrut să mă opresc pe tihuța să dăm o filmare cu drona, dar bătea vântul pe tihuța și n-am reușit. Chestia asta îmi scapă până mă obișnuiesc că putem filma cu drona dacă nu bate vântul. Adică când nu bate puternic, bătea acolo în vânt, mi se mișca camionul, deci ridicam drona și pleca în lume după bine. În câteva momente intrăm pe centură la Beleclean. Aici unde e tovarășul nostru cu bascula, cu tovarășul nostru care ne strică pe stație. N-am stație în caz că mă strigi. Tovarășul meu de aici care ne-am întâlnit și la TTA și m-a ocărât că nu vorbesc prin stație, dar i-am spus că aici sunt mulți birlichiști care nu mai stau pe stație și o opresc aici, că n-ai loc ei să intră, să iasă din balasteră. Ar fi culmea chiar el să fie. Da. Nu contează, Jean boxează, nu știu dacă el. Nu, ăsta e Nelson. Nelson, a trecut Nelson pe lângă noi. Dacă îl cunoști pe Nelson, te-l salut din partea mea. Da, mă, băieții, ducem să descărcăm la Pahida, lângă Cluj. Acest minunat ansamblu nou-nouț. Avem un ansamblu nou-nouț, mă, băieții. Cred că era mai pont să mă bag eu până în oraș, era mai pontoș. Ca și restul băieților, decât să mă bag pe centura asta îngustă. Dar nu mi-a picat fisa mai repede, nu m-am prins de schemă, dar... Aia e! Da, băi, fraților, bă, dacă vă place contentul care îl creez, dacă vă place că mă certa Manu că nu vă spui și trebuie să mă învăț să vă spui, dacă vă place contentul care îl creează Miciulică pentru voi, dacă vrei să te crești mai mare, vedeți că am unea la dronă și dă mai șmecheri, bloguri facem, dați, bă, acolo butonașul de like, băgați acolo un comentariu să fie la băiatul, să urce algoritmul, bă, acolo ceva, ce faci coaie, nu știu, orice acolo, să ajutați. Băgați și o distribuire dacă vreți să vadă tovarăși de-a vost content de la mine, bam, bam, ca pe abonarea nu e povestit, că aia e obligatorie dacă vreți să te uiți, glumesc. Da, bă, fraților, mă duc decât și descarc la Pahida, duc acest ansamblu minunat și las la firmă în vederea titularizării unui coleg pe el. Nu știu ce mai facem săptămânuța asta, vedem. Dacă prindem ceva jumecherie, mai tragem o filmare. Trebuie să ne organizăm un pic cu coleguțele, că o să tragem ceva vlog cu ceva coleguțe de la noi. Să vorbim un pic despre șoferia făcută de fete la noi. Un fel de girl trucker. Și cam asta a fost în acest vlogul. Sper că v-a plăcut. Ce am pățit, ce n-am pățit noi pe aici, cum ne-am învârtit, cum ne-am întors. Vedem ce provocare mai prindem săptămâna asta. Fratele vostru vă salută, vă mulțumește că sunteți alături de el aici și la fel cum spun în fiecare încheiere, frații mei, Avelo Bactalo!